În treaba noastră declarăm rezultatul unei anumite acțiuni ca fiind o biruință, ca fiind o victorie, ca fiind un succes. Și tot în graba noastră declarăm ceva ca fiind un eșec, ca fiind o înfrângere, ca fiind o pierdere. Uitând că, de fapt, criteriul nu este impresia pe care ne-o creează nouă așa ceva, ci roadele pe care le produce noi. Biruința sau înfrângerea sunt ambele sunt legate de roadele pe care le produce noi. Acesta este criteriul pe care l-a lăsat Domnul nostru Iisus Hristos ca prin el să ne cercetăm viața. De multe ori sunt întrebat de oameni dacă e bine așa sau e bine altfel și totdeauna trimit înapoi acest răspuns al Domnului Hristos. Ia vezi ce roade a produs în tine lucrul acesta. Și primesc răspunsuri înapoi uluitoare din partea oamenilor care îmi spun: Dumnezeu mi-a deschis ochii și mi-am dat seama că ceea ce mi se părea bine mă ducea la rău, pentru că așa este. Multe căi pot părea bune, dar la urmă duc la moarte. Multe lucruri pot părea biruinți, dar sunt cele mai deplorabile înfrângeri. Multe lucruri pot părea înfrângeri, dar ele sunt biruințele biruințelor. Așa a părut a fi crucea Domnului nostru Iisus Hristos. O mare înfrângere, dar în realitate era biruința deplină a lui Dumnezeu. Era triumful iubirii lui Dumnezeu asupra opusului. Aș dori să privim adânc asupra acestui lucru, în efectul pe care are asupra noastră și în câteva cuvinte pe care le-am colectat săptămâna aceasta. O înfrângere care te lasă umil, care creează umilință în tine, este o mai mare victorie decât o biruință care te umflă de mândrie. Biruința sau înfrângerea sunt definite în realitate și în adevăr după efectele pe care le are asupra sufletului tău. S-ar putea să pierzi din pricina unei biruinți și s-ar putea să trăiești din cauza unei așa numite înfrângeri. Oricare ar fi situația, fie că ai biruit, fie că ești înfrânt, ochii tăi să se îndrepte spre Dumnezeu, cu rugăciunea ca Dumnezeu să facă și din biruința ta și din înfrângerea ta un instrument al harului său pentru a pregăti sufletul tău. Căci biruința și înfrângerea sunt legate de starea ta sufletească și nu de ce ai făcut sau n-ai făcut tu, ci de ce au făcut aceste lucruri din tine. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute ca împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos să luăm cuvintele care ne-au fost spuse. Celui care aude aceste cuvinte, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine.